să... În primul rând o să facem o echipă aici de lucru, o să vedem cum stau lucrurile, în ce an a fost dat lotul, care a fost destinația lotului, conform Consiliului care l-au repartizat bisericii. Și încet, încet o să începem ancheta de aici. Și apoi vedem mai departe cum... Știam că este pământul dat bisericii părintelui Andrei pentru a face acolo o altă reconstrucție, dar până când nu, eu trebuie să mă informez. Sunt încă la curent. Eu am să iau, dacă dumneavoastră îmi permiteți, eu fac niște xerox și da. Apoi chem viceprimarii, chem secretarul, inginerul cadastral, ne așezăm la o masă rotundă, discutăm, putem să-l invităm și pe părinte, să vedem, să ne explice el cum... Acum o să vorbim cu inginerul cadastral, o să vedem care a fost modalitatea, ce au argumentat. Iarăși, trebuie să vedem, trebuie să cercetez. Eu nu pot acum să vă dau răspuns eu din numele meu, fără ca să fiu în multe situații de acestea în sat. Noi dacă o să le luăm așa încetișor cu pași mici, o să facem, să descoperim, să facem realizările mari care le așteaptă tot satul. Iarăși, aici trebuie să cercetăm cazul, cum au avut loc schimbarea de teren, de destinare. Am să cercetez și am să vin cu un răspuns. Dar